Duminică, premierul israelian Netanyahu a organizat o conferință de securitate la nivel înalt pentru a discuta despre amenințarea tot mai mare din partea Hezbollah în Liban. Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, și înalți oficiali ai forțelor de apărare ale Israelului l-au informat pe premier cu privire la escaladarea situației din ultimele luni într-o întâlnire care a fost amânată cu o săptămână din cauza spitalizării lui Netanyahu pe 22 iulie. Potrivit rapoartelor presei israeliene, armata își întărește forțele în nord în pregătirea pentru posibilele provocări din partea grupării teroriste Hezbollah, susținute de Iran, care în aprilie a stabilit un avampost pe partea israeliană a liniei de demarcație. O parte din avampost a fost îndepărtată la începutul lunii iulie, iar secretarul general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, a amenințat cu o confruntare dacă Israelul încearcă să demonteze restul. Amintim că linia albastră care delimitează granița de 120 de kilometri lungime a fost creată în anul 2000 de cartografii ONU pentru a verifica retragerea Israelului din Liban, pe care Consiliul de Securitate al ONU a certificat-o ulterior ca fiind corectă. Sâmbătă seara, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a făcut referire la acordul de normalizare dintre Israel și Arabia Saudită, spunând la o conferință a donatorilor, înaintea campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2024, că, cităm, poate fi obținut un progres în acordul de normalizare între țări, încheia citatul. Președintele american a vorbit despre posibilitatea unui acord saudito-israelian care ar include concesii către autoritatea palestiniană și care ar păstra posibilitatea de a ajunge la o soluție cu două state. În viziunea lui Biden, Israel trebuie să aleagă între anexare și normalizare. Este aceeași viziune ca în timpul fostului președinte Obama și care nu a avut niciun rezultat. Fostul președinte Trump a schimbat acest tip de abordare și a reușit să obțină acordurile Avram. Contextul în care președintele Biden a făcut aceste remarci lasă să se înțeleagă faptul că există presiuni din partea Americii asupra premierului Netanyahu de a renunța la schimbările judiciare din Israel, care nu sunt pe placul administrației Biden, pentru că limitează autoritatea Curții Supreme israeliene formată din judecători numiți și oferă mai multă putere de decizie Parlamentului israelian, care este ales în mod democratic de către popor. Parlamentarul american Jim Jordan din Partidul Republican a făcut publice pe Twitter mai multe documente care dovedesc că Facebook i-a cenzurat pe american din cauza presiunii administrației Biden de la Casa Albă. Este vorba despre documente interne ce au fost prezentate către Comitetul Judiciar American și până acum nu au fost făcute publice. Congresmenul de Ohio a declarat că în prima jumătate a anului 2021, companiile din rețelele de socializare s-au confruntat cu presiuni fără precedent din partea Casei Albe, atât în mod public cât și în privat, pentru a reprima presupusa informare dezinformată în legătură cu pandemia de COVID. Conturi de Facebook ale unor medici și specialiști au fost blocate și postări au fost șterse pentru că nu se potriveau cu narațiunea oficială. Jordan a spus, cităm, că aceste documente și altele care tocmai au fost prezentate comitetului dovedesc că administrația Biden a abuzat de puterile sale pentru a constrânge Facebook să cenzureze americanii, blocând discursul liber și deschis pe probleme de importanță publică critică. Politicianul american a concluzionat că guvernul SUA și-a asumat un rol similar cu un minister al adevărului, ca în celebrul roman al lui George Orwell. După aproape un an de așteptare, pastorul José Vivas a fost investigat și condamnat de guvernul venezuelian din cauza unei interpretări greșite a cuvintelor sale la deschiderea Marșului pentru Iisus din 2019. În timpul evenimentului, pastorul, care înainte de convertirea sa a fost ofițer cu grad de major al aviației militare venezuelene, a subliniat că a sosit timpul pentru libertatea spirituală a Venezuelei. Autoritățile venezuelene au considerat discursul drept o ofensă la adresa regimului lui Nicolas Maduro, iar pastorul a fost acuzat de abuz de uniforme și medalii și de nesupunere militară. Un proces inechitabil din 2022 a dus la închiderea pastorului timp de o lună la sediul Direcției Generale de Contrainformații Militare. O nouă hotărâre l-a găsit vinovat doar de una dintre acuzații și a fost achitat de nesupunere militară. Prin urmare, a fost eliberat condiționat din închisoare, dar va trebui să se prezinte în fața instanței în fiecare lună în următoarele 8 luni pentru investigații suplimentare.